Germania va lua măsuri de urgență pentru a-și asigura aprovizionarea în fața recentelor reduceri ale livrărilor de gaze rusești, printre acestea figurând o utilizare sporită a cărbunelui, a anunțat duminică guvernul de la Berlin. Conform Digi24.ro, pentru a reduce consumul de gaz, trebuie să folosească mai puțin gaz pentru a genera electricitate. În schimb, centralele electrice pe bază de cărbune vor trebui să fie folosite mai mult timp, a explicat Ministerul German al Economiei într-un comunicat, citat de AFP și preluat de Agerpres. În acest scop, rețeaua de centrale pe cărbune, care fac parte din rezerva de energie electrică, va fi recondiționată. Pentru a putea fi activată pe termen scurt, ceea ce, potrivit Ministrului Economiei și Energiei, se va întâmpla imediat ce legea respectivă va trece de procedura parlamentară. Trebuie să fim sinceri, acest lucru înseamnă mai multe centrale electrice pe cărbune pentru o perioadă de tranziție. Este amar, dar în această situație este necesar să reducem consumul de gaze, a declarat ministrul, membru ecologist al Coaliției Guvernamentale de Centru-Stânga din Germania. La începutul actualei legislaturi, guvernul de coaliție format din socialdemocrați, verzi și liberali a urmat să accelereze calendarul pentru eliminarea planificată a cărbunelui până în 2038, dar a anticipat încă din luna mai că ar putea fi necesară prelungirea perioadei de activitate în fața crizei energetice. Noi credite de la Banca de Stat ar trebui de asemenea să fie rezervate pentru a asigura umplerea rezervoarelor de gaze ale țării, aflate în prezent la 56%. Conform noilor reguli adoptate după izbucnirea războiului din Ucraina, depozitele germane trebuie să fie pline în proporție de 65% până la 1 august, 80% până la 1 octombrie și 90% până la 1 decembrie. Gazprom a redus cu 60% în ultimele zile livrările prin Nord Stream 1 din Marea Baltică, invocând o problemă tehnică. Compania energetică rusă de stat a justificat oficial acest lucru prin faptul că au existat întârzieri în repararea turbinelor compresoarelor de către compania Siemens Energy, relatează DPA. În ciuda războiului din Ucraina, Germania continuă să importe aproape 35% din gazele sale din Rusia. Această proporție era de 55% înainte de luna februarie, când Rusia a invadat Ucraina, conform AFP, relatează Digi24.ro.